Ilia Olgoa Vasilescu, anunț major despre pensiile românilor care au muncit în străinătate. Condiții pentru calcularea vechimii. România este obligat să recunoască drept vechime în munci perioada de subliniere urat de o persoană în cerile membre. În temeiul principiului egalității de tratament enuncat în regulamentul numărul 492/2001, potrivit Ministerului Muncii sublinierei Justiției Sociale. Sorina Pintea, anunț de ultimă oră după ce protestele au revenit. Încercări disperate ale ministrului pentru a gestiona criza. Regulamentul E, numărul .492/2011 al Parlamentului European sublinierei al Consiliului din 5 aprilie 2011 privind libera circulație a lucrătorilor în cadrul Uniunii, care este direct aplicabil sublinierei României, reglementează libera circulație a lucrătorilor în cadrul comunității. Regulamentul prevede înlăturarea obstacolelor în calea mobilității lucrătorilor. În temeiul prevederilor privind exercitarea muncii sublinierei egalitatea de tratament din regulamentul numărul .492/2011, la articolul 7 se stipulează ce lucrătorul cecean al unui stat membru nu poate fi tratat diferit, pe teritoriul celorlalte state membre, față de lucrătorii naționali, în ceea ce privește subliniere de munca sublinierei avantajele sociale sublinierei fiscale, se arată pe site-ul Ministerului Muncii sublinierei Justiției Sociale. Potrivit aceleia sublinierei surse, este foarte important ca aceia care vor să le fie recunoscut vechimea în munc pentru o perioadă lucrat într-un stat membru să dețin documente originale. Perioadele lucrate se dovedesc cu actele originale emise de unitățile la care s-a desubliniere urat activitatea, atrag atenția reprezentanții Ministerului Muncii.